camera, sunt la grădina botanică din București. O să vă filmez și aici, din păcate, sute de mii de cior sosesc de la Grime. Așa e la București. Hai că-i dăm drumul. Toate aici. Foarte frumos. Ia uitați-vă aici. Ce inimioare. Copii bucuroși. Multă lumină. Hai să vedem ce surpriză sunt pe aici. Hai că mă îndepărtez de șosea, că e zgomot. Ia uitați aici. Păsărele luminoase. Cam răcoare, dar suportăm pentru amorul artei, cum se zice acolo, interzis. O luăm pe aici, pe la Albă ca Zăpada sau Ileana Cosindeană. Uite ce frumos e aici. Uite ce frumos e aici. Bazmele copilării. Vedeți. Mergem puțin pe aici. Tot e o explozie de culori și de lumini. Oricum arată bine. Ne putem mândri. Au coborât o pereche de sicilieni cu mine în autobuz. Au văzut în autobuz luminile și au vrut să vadă și ei. Bineînțeles, o să mă iau ăștia cu drepturi de autor, că s-aude un pic de muzică. La noi nimic. În viață trebuie să mai și să știi să pierzi uneori. Asta e. Că știi și pierzi, mergi înainte. Negustor te numești. Uitați-vă ce frumos e aici. Asta se plece persoanele aia din față. Ciuperca magică, ciupercile magici. E ce frumos. Uite ce frumoase sunt. Ciuperci magice. Și ceasul frumos. Aici lacul e pavaza cu lumini, luminițe plutitoare, vedeți pe lac acolo. Nu, e o pânză de lumini peste deasupra lacului, întinsă. Aici e niște boscheți luminați. Totuși e frumos, mai ales pentru copii. Noi n-am avut bucurie asemenea, dar asta e, noi am trăit într-o altă epocă. Epoca de aur. Aici, vizuina iepurele. Nu putea să scrie în română, a scris în engleză. Ce frumos e aici. Vizpășchi vidna. Давай, давай, человек. Быстрый, быстрый. Это все фумоса. Да. Ты не цели с рыба инглеса. Надо на твой. Алфа, ну все путь. Это все спешки просто. Это все в инглес. Ну, мы говорим романа, говорим лимба лавц. Гальдишко! Thank you.
răsai și aici a ocupat niște răsai și cu virgulă copii. Adică ce? Este curăm pe aici, pe lateral, la stânga. Să vă filmez aici Alice și minunății. Ileana Consânzeana nu mai există. Peste lac, peste lac, aici e un pod, se vede cam greu, trebuie să fie atent aici. Am pus o pânză de lumină deasupra lacului. Vedeți? O pânză de lumină agățată deasupra lacului. Deci frumos arată. E așa. Tot e cam bazmele copilării. Partea asta la altă, la fel, o pânză de lumină agățată deasupra luciului de apă. Și acolo, în departare, facem un tur aici al grădinii botanice. Ce frumos e aici în față. Uite ce frumos e aici. Zona pădurii. Uite ce frumos. Super pentru copii. Și acolo jocuri de lumini, departare. Luminile grădinii. Că în română nu puteam să scriem, scriem în limba la alții, că suntem slugile la alții ca proști. Uite ce frumos aici. Și rezultatul e frumos. Îți e aici o orgă de lumini. Thank you.